Asociația Sportivă a Pompierilor din România este condusă de Adunarea Generală a Asociației și Consiliul Director, iar filialele și sucursalele de către organele de conducere alese de membri. A fost înființat încă din 2000 și de atunci anual sunt organizate competiții pentru cei mai buni pompieri din întreaga țară. Minifotbal, tenis de masă, șah, atletism sau pescuit sunt doar câteva dintre disciplinele la care pot participa cei mai buni pompieri. În această săptămână, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara și Asociația Sportivă a Pompierilor din România a organizat în municipiul Brad etapa finală a Cupei ASPR la fotbal tenis ediția 2018. Cătălin Gavrila a adus județul Olt pe locul întâi și anul acesta, pentru a 10-a oară de când participă la această competiție. În această săptămână, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara și ASPR România au organizat în municipiul Brad etapa finală a Cupei ASPR la fotbal tenis ediția 2018. La această competiție au participat cei mai buni pompieri din țară la această disciplină. Cătălin Gavrilă este coleg din cadrul detașamentului de pompieri Caracal, s-a clasat pe locul întâi la faza națională. Este pentru a 10-a oară când se clasează pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la această fază. Îl felicităm și ne mândrim cu el. Prin organizarea acestor competiții sportive, printre obiectivele de bază ale asociației, se numără și realizarea pregătirii fizice complexe a pompierilor, organizarea de activități de educație fizică, sport și turism cu membrii asociației și membrii de familie ai acestora, sau menținerea și întărirea sănătății, dezvoltarea calităților fizice și morale. Totodată se dorește dezvoltarea colaborării cu organizațiile sportive din țară și cele de profil din străinătate, participarea la activitățile sportive, culturale, educative și de turism organizate de uniunile sportive mondiale, europene sau zonale de pompieri.